Complexul istorico-arhitectural Manuc Bey din orașul Hâncești impresionează de la prima vedere prin prezența palatului grandios, care se poate înscrie în rândul celor din Europa. Edificiul faimos stă față în față cu un conac care are peste 200 de ani, unica clădire de locuit de pe moșie de pe vremea când Manuc Bey s-a mutat cu traiul la Hâncești în 1816. Deosebite în arhitectura lor sunt și Casa Vechilului, Castelul de Vânătoare, Turnul de Veghe. Acestea tăinuiesc între zidurile sale nenumărate istorii și mai multe mistere stau pitite în terenul pe care acestea se înalță. Astăzi vom desecretiza câteva dintre ele. Veți vedea cum voi intra prin ușa palatului princiar, dar voi ieși printr-o ușă a conacului de vis-a-vis. Așadar, din holul palatului mă voi îndrepta spre sala de degustare, de la parter, iar de acolo voi coborî în intrarea secretă altădată. De pe scări am ajuns în beciul în care se află sub sala de degustare, numit și frigider, din care am trecut în altă încăpere, ce are o ieșire în fosta cazangerie a băii turcești care se află în subsol. De aici am ajuns într-un coridor pe ambele părți cu diferite spații. Până aici parcă mai treacă-meargă, toate clare. Din acest coridor, care are chiar și o fereastră, am ajuns în odaia din capăt, astăzi un mini-muzeu. Am zăbovit în muzeul în care se află lucruri originale depistate în timpul săpăturilor. Arheologia ne oferă tot felul de surprize. Vedem obiecte de muncă, de grădinărie, de harnașament pentru scărița de la șaua de cal, instrumente de muncă la construcții sau pentru fixarea barelor sau în construcții, în pereți. În mini-muzeu se află și obiecte care au ajutat la reconstrucția palatului cât mai aproape de original. Aceste colonete care erau de la acel poduleț original de afară, pentru că în perioada sovietică cu părerea de rău a fost înlăturat și podul, atât podulețul cât și tunelul de desubt, care tot în această campanie de restaurare au fost restaurate, dar cu materiale noi, iar acesta amintește de formele lor de cândva. Din coace avem chiar și fragmentar coroana de pe unul din blazoanele de pe frontispiciul clădirii din partea dinspre scări. După cum puteți observa, acolo sunt și fotografii în care arată momentul descoperirii acestor elemente de la blazonul original. Sunt și elemente originale folosite la construcție și la acoperiș. Vedem aici țiglă de marcă franceză, marca franceză pe care scrie în franceză Grande Calier Portuaturier, adică țiglă mare pentru acoperiș, brevetul SG Henry Marseille și RUFER, adică Asociația Fraților Roșcați, care activa în perioada aceea, în mijloc secolului XIX și care produceau astfel de țiglă de foarte bună calitate cu cioburi pisate în formă de șamotă, da? Și chiar aici avem și pe lângă această țiglă de Marseille și colțale deasupra de marca Ghișar Marseille, tot din acea gamă. Cu această țiglă acoperită, presupunem noi, pentru că a fost găsit în preajma Casei Vechilului, însuși Casa Vechilului, pentru că palatul era acoperită cu tablă cu prat. Cu părere de rău, în perioada sovietică a fost toată demontată, stocată în spatele Casei Vechilului, acoperită cu pământ și eventual strivită, fiind înnoită acoperiș în perioada sovietică cu ardezie. Da? Fiind înlăturat și turnul, spuneam că Casa Vechilului avea arhitectură în stil medievistic moldovenesc, da? La fel edificată de către mari arhitect din vremea aceea, Bernardații.
În stocul distrus a mai fost găsită țiglă produse de meșterii locali. Cu ea ar fi fost înlocuită țigla originală la deteriorare. Privirile îți sunt furate și de un fragment de sticlă din lavă vulcanică, folosită la ornamentarea havuzurilor de la palat. Pe lângă acel aspect de odinioară, pe lângă jetrul cel de apă, pe lângă acele statui sau țevi care le avea el, spuneam că la bază era ornamentat cu această sticlă vulcanică de obsidian adusă de prin părțile Armenia Araratului, care în urma reflecției soarelui, da, și prin apă, vă dați seama ce colorit, ce efect producea. Deci ceva ce doar în casele aristocratice și într-o arhitectură pe măsură se putea vedea și admira. Această încăpere are însă două uși, care s-ar părea că ar da în camera de alături. Să vedem însă unde duce una dintre ele. Acum vom intra în tunelul secret, pe care noi l-am desecretizat. Da, vă rog să mă urmați. Chiar de la intrare am simțit o răcoare care te face să gândești și mai clar. Vom coborî la aproape o adâncime de aproape 3 metri. Am cotit la stânga. Și după aia treptat vom urca. După ce am mai înaintat puțin la vale, cu mintea tot mai lucidă de la răcoarea de acolo, am întors iarăși la stânga. Este cel mai scurt tunel și cel mai târziu. Cel mai scurt? Da, de 70 de metri. Da. Aha, este cel de 70 de metri. Mă, dar ce de rece. Da, este. Și sistem de ventilare. Se spune că originalul ar fi fost și mai înalt, că călăreții puteau să treacă pe cal. Ca să poată duci cu mai repede. Tot mergând așa cu creierii ventilați de aerul care circula val vârtej, îmi închipuiam tot felul de călăreți care se retrăgeau grăbiți, mânați de vreo primejdie, și cum cei care veneau după ei stăteau la suprafață și se întrebau unde s-au făcut nevăzuți toți beii. Tot așa am ajuns la o altă întorsătură. Așa. Mergem în partea... Facem la stânga. Deși eram nerăbdătoare să văd ce mă așteaptă, am zărit în urmă o imagine impresionantă a luminilor care se formau în tunelul de cărămidă deja parcurs. După 10 de metri, am intrat în subterana veche, una originală, cu pereții pietruiți încă de pe timpuri. Doar podul a fost refăcut cu bârne trainice din lemn. În sfârșit, am ajuns într-o despărțitură de subterană mai spațioasă, care are și o ferestruică deasupra. Acest beci este unul dintre cei mai vechi beciuri de pe aici, are peste 200 de ani. Aici se păstrau până la 50 de tone de vin în poloboace. Chiar era beci, da, și adevărat. Chiar era beci, da, adevărat. Și aici se păstra vinul, deci cantitatea mai mare. Iar aici, de unde am venit noi, dinspre acel tunel, care a cotit la un moment dat la stânga, după cum ați observat, și a făcut imediat legătură cu un alt tunel. Dacă acela a fost restaurat, din cauza că a fost înlăturat în perioada sovietică, dar datează acela, este cel mai târziu de la 1861 și are 70 de metri lungime, atunci tunelul acesta cu care face legătură, vedeți că pereții sunt al lui original. Cam un tunel din... prima jumătate a secolului XIX, după acea portiță pe lângă care am trecut noi, în spatele ei se mai află încă pământ, încă nu-i curățat până la final. Sperăm că pe viitor să fie curățat și reabilitat. Aici era un butoi mare, care camufla această intrare și ei știau cum să-l dă la o parte. Prin acest poloboc care se afla aici la intrare, deci puteau să intre numai cei care știau cum să intre prin el? Simțim, da, deschidit de un fel, da? Da, da, într-un fel doar membrii familiei care erau în cunoștință de cauză sau alții care aveau acces la acest secret. Dacă nu știai, trebuie să-mi vedeai doar un poloboc în față. În cazul în care vreau să meargă în direcția aceea sau pentru un eventual pericol, mergeau, îl dădeau la o parte, mergeau în direcția aceea și acolo se afla biserica. Se pomenea că biserica a fost construită exact în capătul tunelului. Și pe acolo avea acces spre biserică. Dacă la biserică nu era sigur sau
dorea să meargă în altă parte, atunci tunelul se dispărțea în alte două brațe, unul ducea spre păduri, altul făcea legătură cu o catacompă și trecea pe sub plac și spuneam că ajungea în parte, cealaltă parte a localității. În acest beci de peste două secole s-au păstrat și ușorii, aceștia fiind confecționați din lemn trainic de stejar. Presupunem că ei ar fi din vremea aceea, pentru că ca și aspect și căutorile ar da acest indiciu, dar știm exact că scările sunt de atunci, sunt originale și sunt din lemn masiv de stejar cu cărămidă și vedeți aceste scobituri pe aceste lemne. Deci, evident, se puneau pari și dădeau butoaiele în beci. Să fie adus mai ușor în beci. În perioada sovietică, acest beci a fost folosit în calitate de sală pentru tragere cu armă. Am înțeles. Da. Evident. Și acum veți vedea, unii vom ieși, surpriză. La ieșire am mai zărit niște uși. Aici era o altă sală, unii preconizează că erau alte intrări pe două tuneluri. Tot preocupată să nu-mi scape ceva, m-am pomenit deodată afară, la conac, față în față cu Palatul Princiar, care, după ce am ieșit din tunel, la lumina zilei, mi se părea și mai falnic. Cât ne-am oprit în pridvor să ne mai tragem sufletul, am mai aflat câte ceva despre conacul care, la 29 martie 1816, a fost cumpărat de Manuc Bey de la Ioniță Iamandi. Era un boier de origine greacă, acest Ioniță Iamandi. Casa Iamandi este în stil brâncovenesc. Se zice chiar că ar fi legată de însuși dinastia Mavrocordaților, de Alexandru Mavrocordat. Fiind impresionată de tunelul prin care am trecut, l-am întrebat pe Adrian cine le-a construit totuși. Unele din subteranii existau deja, unele au fost eventual construite mai târziu, cum ar fi chiar cel care face legătură între palat și conac, de la 1861, adică nu a fost finisat construcția palatului. Altele, evident, că se țin de început de secolul chiar 19. De pe pridvor și mai intrigată deja de personalitatea lui Manuc Bey și de ce el și urmașii lui ar fi avut nevoie de atâtea tuneluri secrete, am intrat în conac, unde se află și un muzeu. O parte a acestuia este dedicată vieții lui Manuc Bey, dar și aceea ce a lăsat în urmă. După ce Adrian mi-a relatat mai bine de o oră despre toate, am avut nevoie de timp să reflectez și am încercat apoi să formez cumva o cronologie atât a vieții lui Manuc Bey, cât și a tangențelor lui cu ceea ce se întâmpla pe atunci în istorie. Manuc Bey este un om despre care s-au spus atâtea adevăruri și legende, încât nu se știe dacă se va ajunge vreodată la proporțiile juste ale adevărului. Bogat și mai apoi foarte bogat, puternic prin relațiile politice pe care și le-a făcut, pare că urcă destul de ușor pe scara măririlor, încărcat de titluri și recunoștințe. Viața lui Manuc Bey, numele său armenesc fiind de Emanuel Mârzaian, a început în 1769, în orașul Rusciuc, pe atunci teritoriu cucerit de Imperiul Otoman, azi orașul Ruse din Bulgaria. Tatălui este originar din Armenia, din zona Araratului, din satul Carpi, și a fost nevoit să emigreze încoace din cauza că, fiind negustor de grâni, a fost la un moment dat deposizat deasupra de posiunile sale de către perși și mai ales conflictele cel cu Imperiul Otoman a făcut ca tatălui să emigreze încoace înspre Balcani. În cetatea Rusciuc, important centru comercial, afacerile i-au mers bine și a devenit om bogat. La școala din Rusciuc învață și Emanuel Mârzaian. În secolul al XIX-lea, la fel ca și în prezent, migrația era deseori de voie, de nevoie sau din necesitate. La 12 ani, Emanuel Mârzaian este trimis de către familia sa la Iași, în Moldova, pentru a învăța arta negoțului de la un negustor armean, pentru ca mai apoi să poată prelua conducerea afacerilor tatălui său.
Afacerile părintelui său, Manuc Bey le preia după ce acesta decedase. Avea pe atunci nici 30 de ani, dar se recăsătorise deja a doua oară, prima soție decedând la o vârstă fragedă. Deși tânăr, a acumulat o avere considerabilă, făcând multe drumuri la Constantinopol. Steaua lui a început să se înalțe după ce a intrat în grațiile voievodului țării românești, Constantin Ipsilanti. Implicat în mijlocirea relațiilor economice dintre Rusciuc și București, domnitorul l-a numit în 1802 serdar, apoi paharnic, după care i-a încredințat administrarea salinelor. Manuc Bey devine astfel cel mai bogat om din peninsula balcanică și a întins pânza afacerilor sale peste toată țara românească. În 1806, simțind apropierea unui război ruso-turc și temându-se ca acesta să nu-i afecteze afacerile, Manuc Bey se adresează consulului Rusiei la Iași prin domnitorul țării românești, Constantin Ipsilanti, pentru a primi cetățenia rusească. Și, desigur, solicitarea i-a fost acceptată. Manuc menține în paralel relații bune și cu Imperiul Otoman. Între timp, împrumută visteria țării românești cu 160.000 de taleri, fără a accepta dobândă, pentru a întoarce datoria pe care țara o avea față de sultanul Mustafa Pașa. El aprovizionează totodată armata turcilor sub comanda acestuia în acțiuni militare. Astfel, în 1807, sultanul Mustafa al IV-lea îl răsplătește pe măsură. Acel nou sultan, în formă de recunoștință, chiar îi mânează spada de domnitor a Moldovei, pentru care și va fi îndreptățit de plin să poartă acest titlul de Bey, Manuc Bey. Cu toate că numai nobilii turci musulmani puteau purta acest nume, în cazul nostru, după cum spuneam, face excepție Dimitri Cantemir și Manuc Bey. Dar ambii, cu toate că erau de foarte mare încredere administrației turcești, ambii vor... se vor alea cu Imperiul Țarist sau cu ideea Imperiului Țarist și vor trăda cauza turcilor. Manuc Bey s-ar părea de ce ar fi dus lipsă în Imperiul Otoman. Tocmai că în acest context devenise unul din cei mai bogați oameni și mai influenți din zona aceasta a Balcanilor. Averea lui era estimată la aproape 2 milioane de ruble aur, ceea ce este foarte mult. Unii îl numesc chiar miliardarul din vremea aceea, da? Dar... nostalgia pe care avea el sau marea dorință era de ca o mare putere creștină să elibereze complet Balcanii sub influența turc-musulmană. Potrivit unor surse, anume din aceste motive, Manuc Bey devine spion al Imperiului Rus, sperând la o salvare a poporului său de sub poarta otomană, dar și a tuturor creștinilor din Balcan. Deși Manuc primește titlul de Bey, nu se avântă să fie domnitor, ci își vede de ale sale. După începerea războiului ruso-turc, Manuc Bey ajunge în capitala țării românești, după un scurt refugiu în Transilvania. Aici el este nevoit să se stabilească pentru o perioadă mai lungă, unde manevrează de minune relațiile sale atât cu poarta otomană, cu țara românească, cât și cu Imperiul Țarist. La București, Manuc Bey construiește un han, care există și astăzi, și se numește Hanul lui Manuc. Aici era un loc unde se întâlneau drumeții, dar și elita societății din București. El se deosebește de celelalte hanuri. La vremea aceea, arhitectura era inovatoare, pentru că Manuc Bey dorea ca hanul său să nu fie o copie a celor din secolul XVIII. Hanul lui Manuc Bey este unul dintre cele mai importante monumente istorice din București. Anume acolo, în 1812, este semnat tratatul de pace între ruși și turci, la care participă și Manuc Bey. Acesta, cunoscând vreo 12 limbi, este traducător din partea Imperiului Otoman. Imperiul Țarist grăbește încheierea păcii cu turcii, deoarece peste el venea Napoleon cu alt război.
vreau să închei acest tratat, dar nu doar pur și simplu așa. Vreau și teritorii trofeu, da? Și chiar undeva și protectoratul asupra țărilor principate României, din rând cu turcii. Turcii erau gata să dea chiar 80% din Moldova lui Ștefan cel Mare până la Siret, până la râul Siret. Dar atunci când au aflat că francezii sunt cei ce creează probleme Imperiului Țarist, doreau ca pacea totuși să fie semnată înapoi pe Nistru, da? Până unde se extinzese Imperiul Țarist. Manuc Vei, fiind din partea delegației otomanii, dar deja spion a râșilor Imperiului Țarist, dorea să facă deja, evident, ceva în beneficiu Imperiului Țarist. Fiind un bun diplomat, nu ar fost el factorul decisiv, pentru că era delegația turcă, cei ce decideau. Dar ar fi venit el așa, într-un mod nevinovat, parcă, da, cu următoarea propunere, ca toată lumea să nu se grăbească să gândească chiar până la Siret, haide și om dan mai până la Prut și gata. În felul ăsta, această idee ar fi plăcut majoritatea delegațiilor și din partea turcilor și din partea țariștilor și în felul acesta acest teritoriu între Prut și Nistru a fost dat Imperiului Țarist, fiind anexat la 1812, exact în momentul acela. Pentru o prima dată, atunci a fost extinsă denumirea de Basarabia întregului teritoriu dintre Nistru și Prut. De atunci, practic, începe acest nume, acestui teritoriu între Prut și Nistru, ca fiind Basarabia, pentru că mai înainte, doar porțiunea aceasta de sud, de aici, se numea Basarabia. Cândva pământul posesiunii personale lui Basarab I. Și astfel că, chiar când au trebuit să dea raport în fața Marii Puteri ce au luat, Imperiul Țarist, ei au zis că am luat Basarabia. La întrebarea ce este Basarabia, ei au arătat că, iată, acesta este toată Basarabia. Evident că, într-un fel, i-au mințit pe cei din vest, dar în felul acest s-au ales cu acest trofeu. La scurt timp, Imperiul Otoman are un nou sultan, iar acesta, nemulțumit fiind de rezultatele tratatului ruso-turc, decapitează toată delegația turcă care a participat la încheierea păcii. Doar Manuc Bey reușește să scape. După terminarea războiului ruso-turc, Manuc Bey părăsește Bucureștiul și după o scurtă ședere la Sibiu, în 1815, se mută cu familia la Chișinău, iar în 1816 cumpără moșia de la Hâncești. Ajuns în Basarabia, Manuc Bey avea planuri mari pe care le țesea în conacul său de la Hâncești. Dorea să ridice un port la Reni, pe care să-l transforme într-un centru comercial dintre Orient și Occident. Era în continuare implicat în politică și se bucura de încrederea țarului Alexandru I, care i-a conferit titlul de cavaler al Ordinului Sfântul Vladimir. El vrea să taie lemnul de pe pădurile pe aici, să-l transporte ieftin pe Prut, și între astăzi, cea mai de sud localitate din Republica Moldova, Giurgiulești, și Reniu din Ucraina, să construiască un nou oraș portuar de talia Odesei, care trebuia să numească Alexandrinopolis, în cinstea lui Alexandru I, țarul care a aprobat acest proiect, și aici trebuia să fie adus să locuiască mai mult de jumătate de milion de armeni. Proiectul nu a mai fost realizat până la urmă, tărăgânarea venind din partea Imperiului Țarist. Însă Manuc Bey a avut o contribuție esențială la dezvoltarea regiunii din jurul moșiei sale de la Hâncești, influența sa politică în fața funcționarilor țariști fiind hotărătoare pentru scutirea de dări a mai multor sate din regiune. După atâta zbucium, în sfârșit, Manuc Bey duce o viață liniștită la Hâncești, înconjurat de familie și prietenii săi de încredere. În 1817 îi primește în ospeție pe câțiva generali ruși, pe care ține cu tot din adinsul să-i găzduiască potrivit faimei pe care și-o crease. După o masă copioasă, vrea să impresioneze pe aceștia cu armăsarii săi arăbești, care cică nu se lăsau îmblânziți de nimeni. Atunci, în acea zi de vară, are loc întâmplarea fatală pentru el. Caii fusese aduși în fața cerdacului, unde se serveau cafele. Manuc Bey s-a ridicat de la masă și a încălecat pe unul dintre caii arăbești, dând câteva probe de măestrie ecvestră în fața generalilor ruși. Însă, la scurt timp,
a căzut de pe cal, având probleme de respirație. Se vede că s-a lovit puternic în direcția inimii de mânierul șelii calului sau de mânierul spadei lui și în felul acesta a plesnit un vas sanguinic intern, pornind o puternică hemoragie internă. Cade de pe cal, le ia mețeala, se scoală de jos, spune că totul e bine, dar n-a fost fi bine, astfel ca până la miezul nopții moare, lăsând urma lui soția cu 6 copii. Împreună cu această moarte banală, marile sale proiecte politice și economice rămân nerealizate. Unele dintre ele vor fi aplicate de fiul său mai mare, Ivan Murat, care rămâne la Hâncești, și feciorul acestuia, Grigore, împreună cu părinții și bunica, soția lui Manuc Bey, vor rămâne pentru totdeauna în pământul de la Hâncești, ei fiind înmormântați în biserica armenească de pe Moșie. Cu părere de rău, nu mi s-a mai păstrat nimic din cauza că au fost toate distruse în perioada sovietică. Locul unde a fost biserica, astăzi e o platformă de la care coboară niște scări în parcul orășenesc. Aici se afla cândva și un cimitir armenesc, distrus în perioada sovietică. De el amintește doar o piatră funerară, rămasă ca prin minune. Mormântul lui Manuc Bey însă a ajuns până în zilele noastre. Acesta este ultimul loc în care a ajuns talentatul negustor și diplomat de origine armeană, Manuc Bey, Biserica Apostolică Armenească din centrul orașului Chișinău. Tot aici își mai au locul de veci și două fiice ale sale, care au murit la o vârstă mică, la scurt timp după tatăl lor. Cei trei nu au fost înmormântați pe moșia de la Hâncești, pentru că biserica armenească de acolo încă nu fusese ridicată. Se vede că așa a fost să fie, pentru că altfel s-ar fi pierdut rămășițele pământești ale celui care a fost Manuc Bey. Ce s-a ales până la urmă din acea dinastie bogată și influentă a lui Manuc Bey? Un alt fiu de-al său care nu a avut urmași și a fost general în armata rusă, Grigori Feirat, urmași vor fi doar pe linia lui fiul cel mai mare și a altor două fiice. Nepotul Grigori Manuc Bey, moștenitorul lui, deja lui Ivan Murat și nepotul lui Manuc Bey, spuneam că n-a avut copii și cu moartea lui, practic, această dinastie se stinge. Cele două fiice care au rămas în viață, una a fost căsătorită după un general rus tot dintr-o familie de armeni, de origine la Odessa, și acolo a locuit o altă fiică undeva prin Europa. Astăzi, ultimul reprezentant pe linia unei nepoate de-a lui Manuc Bey este un bătrân arhitect care locuiește în Canada și care la fel nu are copii. Dacă are vreo 90 de ani, este destul de în vârstă și dacă nu mai știm, nu știm la moment dacă este în viață sau nu, dar dacă va pleca și el din viață, atunci este că ultimul reprezentant din această dinastie și pe linie feminină să pune capăt acestei dinastii. Părerile referitor la rolul pe care l-a avut Manuc Bey în tratatul de pace ruso-turc din 1812, când pământul dintre Nistru și Prut a fost câștigat de Imperiul Țarist, sunt împărțite și astăzi. Totuși ne întrebăm, ce-ar fi fost dacă atunci se făcea voia turcilor și Moldova lui Ștefan cel Mare rămânea sub ei? Cum era dacă Imperiul Țarist reușea să ia Moldova până la Siret? A trădat oare Manuc Bey turcii? A favorizat rușii? A ales un rău mai mic din unul mai mare? Nimeni nu va putea răspunde exact. Clar este că pământul numit Basarabia, cu tot cu băștinașii ei, a fost o monedă de schimb între două imperii, setoase de putere și cuceriri.